În contextul situației din Rusia, s-a anunțat o mobilizare parțială. Da. Noi avem mai mulți cetățeni de-ai noștri care au și cetățenie rusă, dar avem și o Transnistrie peste Nistru. Ce părere aveți? Ce părere am? Iată, în sfârșit a venit momentul ca ei să asculte liderul lor și să revină acasă. Acei care nu țin la Republica Moldova, acei care în 30 de ani n-au reușit să învețe 100 de cuvinte românești. Să fie buni, să revină acasă, să înroleze și să meargă la Donbass. Noi, potrivit articolului 11 din Constituția Republicii Moldova, suntem un stat neutru. Este trist că astfel de situații se întâmplă în statul vecin, dar Constituția Republicii Moldova ne impune să și ne indică asupra faptului că trebuie să fim neutri vis-a-vis de acest conflict. Sigur că unica cale care o agrez eu personal ar fi masa de discuții unde să pună punctele pe ei și să termine toată istoria asta neplăcută din statul vecin, pentru că ea, mă rog, pur omenește, deranjează pe toți. Eu cred că noi nu avem nimic comun cu această mobilizare parțială, fiindcă nu este posibil în plan fizic chiar cum să le mobilizăm. Cum poate Rusia să mobilizească pe cetățenii Republicii Moldova care trăiesc aici? Este într-adevăr un semn de escaladare a situației. Rusia simte că pierde război și a anunțat acest exercițiu, deși făcea mobilizare ascunsă în tot acest timp. Acum, pentru noi, bun, doamna președintă a convocat Consiliul Suprem de Securitate și o să vedem care o să fie concluziile și recomandările acestei întruniri. Noi rămânem pe poziție, noi condamnăm ferm această invazie nejustificată a Rusiei în Ucraina. Fiecare stat își decide politica sa internă și externă. Noi, ca un stat neutru, trebuie să păstrăm și să respectăm legislația noastră și respectiv toți decidenții din țară trebuie să respecte legislația noastră a Republicii Moldova. Cu cei ce se întâmplă în țara vecină, acesta este un regret mare pentru toți și noi ar trebui să fim cei care trebuie să păstrăm calmul și să nu dăm temeri ca statele acestea să dezvolte conflictul mai mare. Ar trebui, probabil că în măsura în care noi putem, pe platformele internaționale, ar trebui să fim mesagerii de pace. Înțelegem că lucrurile o iau razna de tot și acest mesaj de disperare din partea Kremlinului nu aduce un semn de liniște la nivel internațional. Evident că astfel de acțiuni afectează securitatea regională, afectează și securitatea Republicii Moldova și este un subiect de discuții la ședința Consiliului Suprem de Securitate care va avea loc sâmbătă. Afectează, evident, nu putem fi imuni la astfel de acțiuni care nu duc decât la escaladarea acestei invazii a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Asta e problema lor, ei trebuie să hotărască ori să supun aceste mobilizări, ori să renunță la cetățenie. Se mobilizează numai cetățenii țării respective. Moldova, România, Rusia, așa e regula. Persoana respectivă trebuie să fie la evidență militară. Și apoi unul poate fi mobilizat, poate fi transferat în rezervă sau în altă direcție. Deci suntem în siguranță? Suntem în siguranță. Noi? Uh-huh. Da, și avem chestia asta. Suntem în siguranță atâta timp cât noi o să respectăm Constituția țării noastre. Declarații ale lui Putin au mobilizat și mai mult comunitatea țărilor democratice, au mobilizat-o în susținerea concretă a Ucrainei, armatei ucrainene, pentru ca deci, această expansiune să fie oprită. Și eu iarăși revin la întrebarea dumneavoastră, în ce măsură ne afectează pe noi. Cu începere din 24 februarie, eu rămân pe aceeași poziție. Numai înfrângere militară a regimului Putin pe câmpul de luptă poate să ne ofere garanții de securitate. În rest, noi nu suntem protejați, chiar dacă ne declarăm neutri.